Încă o seară de literatură și artă în cetate a fost organizată de această dată în sala de lectură a bibliotecii Ia Basarabescu. Și cum luna martie este declarată luna Petre Ghelmez, organizatorul evenimentului poeta Dunia Pălângeanu a pregătit în cadrul manifestării un program de muzică și poezie in memoriam, precum proiecții de film și expoziții de carte. De patrie bolnav, cu muiul un altul și în bucuria mea de om, cu dor de neam, merg care încotro cu tricolorul sfânt, să spun românilor că țara-i precum mama, sfântă într-un dragoste pentru copii. Totodată, în cadrul aceluiași eveniment, scriitorul Ion Machidon a lansat un nou volum intitulat Gânduri de luat în seamă. Este foarte dificil, în opinia mea, și foarte greu ca un autor să vorbească despre cartea domniei sale. Este extrem de greu, pentru că autorul a scris-o pentru cei care vor să o citească și pentru comentatorii, criticii literari care să o comenteze așa cum doresc domniile lor. Pe când eu personal să vorbesc despre cartea mea, este greu, foarte greu. Cei prezenți au asistat și la un concert de muzică bulgărească oferit de grupul coral Zora din Ruse, Bulgaria, dirijat de Vili Iconov. Așadar, a fost o seară în care giurgiuvenii s-au relaxat în acorduri de chitară și poezie. Partenerii în acest proiect au fost Colegiul Național Ion Maiorescu, Muzeul Județean Teohari Antonescu, precum și alte instituții de cultură și educație din municipiul Giurgiu.